face acasă. Te rog. Ai văzut? Știam eu. Total mă pare mai nesigur. Na, tău e mai sigur. Mai ridică-l un pic. Când sunteți gata, noi putem începe. Dați un pic să... Gata? Bună seara, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. În această seară aș dori să anunț propunerile Uniunii Social-Liberale și ale mele ca prim-ministru desemnat referitoare la ocuparea portofoliilor în guvernul pe care luni îl voi prezenta în fața Parlamentului în vederea investirii sale. Aș vrea de la început să precizez și să am și o rugăminte la dumneavoastră. Eu voi vorbi tot timpul de guvernul României și sper să fie și îmi doresc să fie un guvern pentru România, nu de guvernul Ponta sau guvernul USL. Pentru mine există guvernul României și ne vom face datoria ca guvern al României. Câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, după care evident o să vă prezint numele. În 4 zile de la momentul la care am primit mandatul de a forma un nou guvern, exact 4 zile, dacă nu mă înșel, și o oră, așa cum am anunțat de altfel împreună cu domnul președinte Antonescu, astăzi voi prezenta propunerile noastre. Propunerile vor fi supuse validării structurilor noastre politice, PSD, PNL și PC, mâine, la ora 11, în cadrul ședințelor convocate deja. Luni voi prezenta lista guvernului și programul de guvernare în Parlamentul României, solicitând votul de încredere de la grupurile parlamentare USL, care numără în acest moment 229 de membri, 229, după cum știți, majoritatea este 231, dar mâine după amiază voi avea întâlniri cu grupul minorităților naționale, cu grupul parlamentar UNPR și e posibil, n-am definitivat încă acest lucru, cu grupul parlamentar UDMR, cu grupul Partidului Democrat Liberal nu voi avea consultări, deoarece oricum aceștia au anunțat deja oficial că nu vor susține guvernul pe care eu îl voi propune. Este vorba despre un guvern special, în condiții speciale, un guvern cu un mandat până la alegeri, dar nu vreau să ascund faptul că intenția noastră a liderilor Uniunii Social-Liberale este ca în aceste 6 luni de guvernare să performăm cât mai mult, să facem cât mai mult din ceea ce ne-am propus, în așa fel încât în baza votului popular din cadrul alegerilor parlamentare să continuăm guvernarea USL și evident să punem în aplicare tot programul nostru politic. Mai vreau să precizez faptul că am ales pe această perioadă păstrarea în marea sa majoritate a structurii actuale a guvernului pentru a nu avea perturbări administrative și pentru a nu pierde timp cu reorganizări, despărțiri, eventuale fuziuni. După luna noiembrie, în baza votului popular și având un mandat de 4 ani, există înțelegerea politică la nivelul USL ca structura guvernului să fie schimbată, să existe un alt mod de organizare, un mod de organizare european, un mod de organizare modern și, evident, atunci și portofoliile și eventual persoanele care ocupă aceste portofolii le vom anunța la momentul potrivit. Acest guvern are câteva sarcini foarte clare și foarte precise din punctul meu de vedere. În primul rând, o schimbare radicală a modului de guvernare. Și aici vorbesc despre atitudine, vorbesc despre priorități, mă refer la direcție și, evident, la oameni, pentru că atitudinea, prioritățile, direcția unui guvern sunt direct influențate și de calitatea persoanelor care fac parte din acest guvern. Aș vrea să încep, sau mai bine nu, încep cu prioritatea 0, nu cu prioritatea 1. Ca om al legii, ca om care am lucrat în justiție, am în ADN-ul meu respectarea legii.
Și atunci prioritatea 0, nu prioritatea 1, a guvernului pe care îl voi propune Parlamentului și țării, va fi respectarea legilor acestei țări. Fără excepții, fără derogări și fără scuze, așa cum am avut prea multe în ultima perioadă. De asemenea, îmi propun să asigurăm o bună guvernare, transparentă mai ales și eficientă, pentru că una din principalele critici ale noastre ca partide de opoziție s-a referit la lipsa de transparență a guvernelor anterioare și acesta va fi un alt punct esențial, reflectat inclusiv în organizarea și structura guvernului. Ne dorim în mod sigur să arătăm că România poate fi guvernată altfel decât în ultima perioadă și vreau să fac o precizare de la început. Guvernul României pe care îl voi propune și pentru care voi cere votul de investitură va fi condus doar de la Palatul Victoria. Nu de la Palatul Cotroceni, nu de la sediul din Chiselev 10 al PSD-ului, nu de la sediul din Aviatorilor. Guvernul pe care eu îl propun va conduce România de la Palatul Victoria, din sediul guvernului și solicitările, deciziile politice, sigur, au importanță, dar decizia aparține guvernului atâta timp cât are încrederea Parlamentului și a forțelor politice care au susținut-o. Acest guvern, predeosebire din nou de ceea ce a fost în trecut, își asumă prin persoana mea, care vin la guvernare direct de pe băncile Parlamentului, băncile opoziției, este adevărat, să respecte în totalitate, să solicite sprijinul Parlamentului și să considere controlul și cenzura efectuată de Parlament asupra guvernului ca pe o garanție absolută a democrației. Nu guvernul trebuie să conducă Parlamentul, și Parlamentul este cel care investește și, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, retrage încrederea unui guvern. Pot să vă spun de pe acum, este o decizie a mea și o dorință a mea, deși nu este o solicitare constituțională, dacă va fi adoptat de către una din camerele Parlamentului o moțiune simplă împotriva unui ministru din guvernul USL, acesta va trebui să demisioneze pentru a restabili autoritatea și locul constituțional al Parlamentului în structura democratică românească. În al doilea rând, prioritatea numărul 2, dacă vreți, repararea inechităților și a măsurilor care au provocat dezechilibre sociale. În al treilea rând, o viziune economică și fiscală clară, care să asigure stabilitate, predictibilitate și un cadru clar pentru creștere economică și creare de locuri de muncă. Protejarea și utilizarea resurselor naturale și ale altor active ale statului în baza unei strategii pe termen mediu și lung, construită în interes public și interes național. Este esențial și va fi esențial pentru viitorul guvern să ne respectăm angajamentele asumate în fața partenerilor internaționali și a instituțiilor internaționale, dar în egală măsură angajamentele asumate în fața populației României. În al patrulea rând, ne propunem o funcționare depolitizată a administrației publice. Doar miniștrii și secretarii de stat vor fi investiți și sprijiniți politic în guvernul USL. În al cincelea rând, o toleranță zero față de acte de corupție, față de clientelism în structurile guvernamentale, continuarea eforturilor Guvernului României pentru îndeplinirea cerințelor din mecanismul de cooperare și verificare și a reformelor pentru a face în România o justiție mai eficientă și mai respectată, utilizarea transparentă și corectă a fondurilor publice. În al șaselea și în această enumerare, ultimul rând, în mod sigur vor fi și alte obiective, dar acestea doresc să le prezint acum ca fiind priorități, alegeri democratice și corecte. Alegeri democratice și corecte. Îmi iau obligația, atât față de partidele care ne susțin din cadrul USL, cât față de întreaga societate românească, îmi asum obligația
de a asigura faptul că administrația publică nu va fi implicată în campanie electorală. Nici de partea celor care au fost la guvernare, nici de partea noastră care suntem acum la guvernare. Obligația numărul 1 a guvernului în cadrul alegerilor generale, locale și generale, va fi de a combate frauda și mai ales corupția electorală, indiferent de partidul și de candidatul care va utiliza asemenea mijloace ilegale. Pentru atingerea acestor obiective, am considerat că în ceea ce privește alegerea titularilor de portofolii, mai ales că este vorba de o perioadă de 6 luni până la alegeri, trebuie să țin cont în special de următoarele 3 criterii. Și o să vi le prezint imediat. În primul și în primul rând, experiența profesională. Nu este timp foarte mult acum de învățat. Activitatea, dacă vom primi votul Parlamentului, trebuie să înceapă chiar de marți, cu o ședință de guvern și cu adoptarea unor acte normative importante. Vreau să arăt o diferență foarte clară față de ultimul guvern și de ultimele guverne, la care noi am considerat criticabile lipsa de competență și de experiență. Și îmi cer scuze de pe acum colegilor mei mai tineri, mai lipsiți de experiență, care vor fi în guvernul USL, vor fi alături de noi la momentul și în locul potrivit. O să mă uit pe CV-uri alături de dumneavoastră, dar e posibil să, ca primul ministru să fie cel mai tânăr dintre membrii cabinetului. Dacă există vreo excepție, o să o sesizăm împreună. În al doilea rând, ca și criteriu fundamental, integritatea și corectitudinea dovedite în exercitarea funcțiilor publice. Și în al treilea rând, coerența și eficiența actului de guvernare. Mai vreau să adaug că m-am sfătuit cu oameni apropiați din conducerile partidelor noastre, cu lideri de opinie, dar evident decizia și răspunderea pentru nominalizările pe care le voi face mi-aparține. Dar vreau să mulțumesc public colegului meu copreședinte, domnul Crin Antonescu, care a fost un sprijin pentru mine în formularea acestor propuneri și care a respectat în totalitate tot ceea ce de altfel va declara public asupra modului în care primul ministru are ultimul cuvânt în alegerea membrilor guvernului. Aș dori să vă prezint lista propunerilor pentru ocuparea portofoliilor cu foarte puține explicații referitoare la persoana fiecăruia, după care, dacă aveți întrebări, sunt gata să vă răspund. Ministrul Finanțelor și viceprim-ministru îl voi propune pe domnul Florin Georgescu, în acest moment prim-viceguvernator al Băncii Naționale, un CV foarte larg pe care dumneavoastră îl puteți consulta. Ministrul Afacerilor Externe îl voi propune pe domnul profesor Andrei Marga. Ministrul Justiției pe colegul meu, domnul senator Titus Corlățean. Ministrul Economiei, colegul meu deputat, domnul Daniel Chițoiu. Ministrul de Interne, domnul Ioan Rus. Ministrul Apărării Naționale, domnul general în rezervă Corneliu Dobrițoiu. Ministrul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, colegul nostru președintele Partidului Conservator, domnul Daniel Constantin. Ministrul Muncii, doamna Mariana Câmpeanu. Ministrul Educației, doamna profesor universitar rector, doamna Corina Dumitrescu. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ovidiu Silaghi. Ministrul Sănătății, domnul doctor Vasile Cepoi. Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, domnul Eduard Helvig. Ministrul Mediului, doamna europarlamentar Rovana Plumb. Ministrul Culturii, domnul senator Mircea Diaconu. Ministrul Comunicațiilor, domnul deputat Dan Nica. Ministrul Afacerilor Europene, actualul titular, domnul Leonard Orban. Și ministrul Administrației, domnul Victor Paul Dobre. O să vă explic imediat această mică schimbare referitoare la intenția mea inițială de a avea 16 miniștri. Sunt 17, deoarece portofoliul administrației și internelor, inclusiv funcția de viceprim-ministru, am propus-o
colegului meu, secretarul general, domnul Liviu Dragnea. Domnia sa este în acest moment și va fi de altfel șeful campaniei electorale a Uniunii Social-Liberale și mi-a solicitat, ținând cont de faptul că nu pot să fii și jucător, șef de campanie electorală și arbitru, adică cel care organizează alegeri, mi-a solicitat ca până după alegeri să nu facă parte din structura guvernului, tocmai pentru a se concentra și a avea ca obiectiv politic din partea Uniunii Social-Liberale conducerea campaniei, o campanie pe care o doresc și pe care o consider a fi victorioasă. Vreau să-i mulțumesc colegului meu și să spun că voi încerca alături de cei din guvern să asigurăm o guvernare cât mai bună pentru a-i face o campanie electorală mai ușoară șefului de campanie electorală. Am decis de asemenea numirea a 4 miniștri delegați prin păstrarea structurilor administrative actuale. Aceștia vor activa în cadrul ministerelor respective și o să vă explic imediat. Am decis propunerea ca ministru delegat pentru dialog social în cadrul Ministerului Muncii, a domnului profesor Liviu Marian Pop. De asemenea, ministru delegat pentru mediul de afaceri în cadrul Ministerului Economiei și Mediului de Afaceri, pe domnul Lucian Isar. Ca ministru delegat pentru relația cu Parlamentul, pe colegul meu deputat, domnul Mircea Dușa, și ca ministru delegat la primul ministru, nu în cadrul unui minister, ci direct în subordinea primului ministru, ministru delegat pentru strategii guvernamentale, transparență decizională și relația cu societatea civilă. După cum vedeți, este un portofoliu nou la care eu am ținut foarte mult să existe deja din acest moment în guvern. Repet, strategii guvernamentale, transparență decizională și relația cu societatea civilă, domnul Victor Alistar. Acestea sunt propunerile pe care le voi înainta mâine conducerilor politice din cadrul Uniunii Social-Liberale. Acestea sunt propunerile pe care le voi prezenta celorlalte grupuri parlamentare și acestea sunt propunerile pe care luni le voi prezenta Parlamentului României cu solicitarea și rugămintea de a acorda votul de încredere. Vă mulțumesc pentru răbdare. O să-l rog pe domnul președinte Crin Antonescu, copreședinte al USL, să vă spună câteva cuvinte, după care vă stăm evident la dispoziție pentru eventuale întrebări. Domnul președinte, vă rog, și încă o dată țin să o spun nu politic, ci uman și prietenește, că domnul Antonescu a fost un adevărat partener pentru mine în aceste zile dificile și că îi voi fi un partener la fel de loial când va fi președintele României. Domnul președinte, vă rog. Bună seara tuturor! Aș vrea înainte de toate să îl felicit pe premierul desemnat, domnul Victor Ponta, pentru curajul de a se afla în situația de față și de a-i ura succes. Aș vrea să-i mulțumesc pentru faptul că împreună am putut lua decizia politică de a intra acum la guvernare, pentru că doar înlăturarea unui guvern incompetent, în bună măsură corupt și pe deplin responsabil, nu răspundea nevoilor adevărate ale cetățenilor României. Cunoaștem împreună, ca și toți colegii noștri, ce frustrări, ce nevoi, ce suferințe și mai ales ce așteptări au compatrioții noștri. Și îi mulțumesc încă o dată lui Victor Ponta, înaintea tuturor, pentru că, poate în premieră, am fost capabili ca oameni politici să punem această nevoie înaintea unor eventuale calcule electorale și politicianiste. În Constituția României scrie foarte clar, negru pe alb, care sunt prerogativele și care sunt obligațiile Guvernului României, care sunt de asemenea prerogativele, responsabilitățile, obligațiile primului ministru. Și aș vrea ca poate pentru prima dată sau pentru prima dată pe deplin să facem așa cum scrie la carte. Ca atare,
O spun foarte limpede, asumând împreună cu întreaga Uniune Social-Liberală responsabilitatea politică pentru ceea ce va face sau nu va face acest guvern. O spun limpede, va fi un guvern condus de un singur om, și anume primul său ministru, Victor Ponta. Va fi un guvern care va exprima politic Uniunea Socială, partidele, Uniunea Social-Liberală, partidele noastre, programul nostru de guvernare, obiectivele noastre, dar care se va afla doar sub cenzura Constituției și legilor și doar sub cenzura Parlamentului ca instituție. Așa este, acest guvern va fi condus la Palatul Victoria exclusiv, nu la sediile partidelor, nu de consultări, de comisii și consilii politice paraguvernamentale, și le-am spus colegilor mei care vor fi membri ai cabinetului Victor Ponta că au pe toată durata șederilor în acest guvern un singur prim-ministru, un singur șef, un singur om care ia în numele guvernului ultima decizie. Aș vrea să spun încă o dată că îmi pun toate speranțele și eu, ca atâția români, în acest guvern, că sunt perfect solidar și perfect încrezător în ceea ce el va putea face, și aș vrea și eu, încheind, să-i mulțumesc colegului, partenerului, prietenului meu, Victor Ponta, pentru faptul că în aceste zile relația noastră a decurs eficient, a decurs corect și cred că am făcut împreună un lucru bun. S-a vorbit, dumneavoastră ați vorbit, pentru că așa e incitant și așa e spectaculos, despre negocieri dure, despre schimbări, despre întoarceri, despre tratative pe ultimii metri. E frumos, e pasionant. Ca telespectator, cât am apucat, am gustat. Dar trebuie să vă spun adevărul, și anume că discuția, adică prezentarea propunerii, pentru că de la asta am plecat, propunerii, viziunii primului ministru privitor la structura guvernului, privitor la arondarea ministerelor și privitor la personalitățile care ocupă aceste ministere, nu a durat mai mult de o oră, și că această formulă guvernamentală pe care Victor Ponta a prezentat-o azi, în proporție de 90% și în liniile ei mari, a fost definitivată încă de acum câteva zile. Îi doresc din tot sufletul succes premierului Victor Ponta și cabinetului său, pentru că succesul său nu va fi doar succesul politic al Uniunii Social-Liberale și partidelor noastre, ci va fi o deschidere către încredere, către speranță, către optimism pentru toată România. Mulțumesc! Eu vreau să fac o ultimă precizare așa de încălzire înainte de întrebările dumneavoastră. Am avut mai puțin timp decât domnul președinte Antonescu să urmăresc în presă guvernele peste guverne, schimbările. Vreau să vă spun că nu e vorba de secretomanie, e vorba de confidențialitate. Acum cred că v-ați lămurit că absolut nimeni din presă n-a avut informațiile pe surse exclusiv de la mine sau de la altcineva. Sunt câteva lucruri pe care le-am văzut și pe care mă bucur că nu s-au întâmplat chiar așa. În drum încoace, împreună cu domnul Antonescu, citeam despre faptul, înainte să anunț guvernul, la o televiziune importantă de știri, că este cel mai bogat guvern din istoria României. Și m-am uitat să văd cine sunt cei bogați, că poate greșisem eu. Și erau 5 nume pe care, dacă o să vă uitați, niciunul dintre ei nu este ministru. Din 5, 0. Așa încât, asta este proba că am fost corect față de toată mass media. Mi se pare și din partea dumneavoastră corect și normal demersul de a afla cât mai mult, de a da primii o știre. Vă rog să mă credeți că aceeași corectitudine, aceeași atitudine normală îmi doresc și sper să o am și pe perioada exercitării mandatului de la Palatul Victoria, și îmi doresc cu toți cei care reprezentați mass media. Acum nu mai sunt doar un lider de opoziție care are preferințe și consideră că există instrumente media ale puterii și ale opoziției. Voi reprezenta guvernul României,
toți reprezentanții mass media au dreptul constituțional și legal de a solicita informații și au dreptul constituțional și legal de a le primi în același timp. După cum ați putut să constatați, astăzi seară le-ați primit toți în același timp, acum și nimeni înainte. Vă rog, vă stăm la dispoziție amândoi cu aceeași deschidere. Vă rog. Vă mulțumesc și apreciez enorm de mult că începeți să vă prezentați înainte să-mi puneți întrebarea. Vreau să vă rog eu să intrăm încet, încet în acest gen de normalitate. Vă rog. Sigur că da. Are și o curiozitate, dacă în lungul și la... Răspund la întrebări, nu la curiozități, vă rog. Încă o întrebare, a discutat și cu guvernatorul Băncii Naționale, Dumnezeu Iisărescu, iar președintele Traian Băsescu a aflat de la dumneavoastră sau de la televizor acum. Am înțeles. Deci cele două întrebări sunt trei. Corect. Și o iau în ordine inversă. Nu, domnul președinte Traian Băsescu nu a aflat de la televizor. I-am transmis lista guvernului în urmă cu o oră sau două. Pentru că, repet, ceea ce am spus deja, fără a avea niciun fel de relații, sunt imposibile de altfel, personale sau apropiate cu președintele țării, eu mi-am propus și din partea mea va exista dorința de a exista relații instituționale. Și președintele României, indiferent cine este, nu trebuie să afle de la televizor lista guvernului, i-am transmis-o și cred că am făcut bine. A doua întrebare, guvernatorul. Domnul guvernator Mugur Isărescu mi-a dat o mână de ajutor esențială în formarea acestui guvern și vreau să-i mulțumesc și public prin faptul că pe o perioadă de 6 luni și-a dat practic mâna dreaptă prin viceguvernatorul să fie mâna mea dreaptă prin vicepremier, domnul Florin Georgescu, și vreau să mulțumesc în special celor doi miniștri mai vechi, domnul Florin Georgescu și domnul Ioan Rus, care amândoi au acceptat să intre în acest guvern până luna noiembrie și să mă sprijine pe mine, care sunt din altă generație, dar care, din punctul lor de vedere, reprezint opțiunea corectă pentru formațiunea politică pe care o reprezentăm și pe care ei au servit-o cu mult înainte că eu să fiu membru PSD. A treia întrebare, domnul Orban. Domnul Orban, am considerat ce a fost o solicitare din partea președintelui Partidului Conservator, domnul Daniel Constantin, care va conduce ministerul care derulează cele mai multe fonduri europene, Ministerul Agriculturii, de a avea o continuitate și de a-l păstra pe domnul Orban ca tehnocrat, cum a fost de fiecare dată. De altfel, probabil că o să remarcați că există mulți nemembri de partid în acest guvern. Domnul Orban are câteva examene esențiale și câteva proiecte esențiale de continuat și nu aș fi vrut, am fost de acord cu propunerea domnului Daniel Constantin, de a încerca să asigurăm continuitate și de a, dacă vreți, de a obține cât mai rapid rezultate în această problemă fundamentală pentru România, absorbției fondurilor structurale. În acest context vreau să mai fac o precizare. Vreau să-i mulțumesc public colegului meu Titus Corlățean, care, în mod sigur, prin pregătirea domniei sale, își dorea și merita un alt portofoliu. La solicitarea mea, domnul Corlățean are un mandat foarte clar la Ministerul Justiției de a conduce Ministerul și de a asigura buna funcționare a Justiției, dar mai ales de a asigura o bună reprezentare a României la Bruxelles în ceea ce privește îndeplinirea condiționalităților din mecanismul de cooperare și verificare. Pregătirea domniei sale de jurist, dar și de diplomat, cred că reprezintă un avantaj în obiectivul nostru de a îndeplini criteriile din MCV. Iertați-mă, mă întorc imediat spre dumneavoastră, vă rog. A spus că responsabilitatea aparține în totalitate. Așa e. Ce veți face dacă mâine, condițiile în care există un comitet executiv și la PSD și la PNL, anumiți miniștri nu vor primi votul? Opriți-vă puțin pentru că nu se poate. Eu voi prezenta lista, de altfel cum se face și în Parlament. Eu voi prezenta lista guvernului și în Comitetul Executiv al PSD, domnul președinte Antonescu la PNL, domnul președinte Constantin. Și voi solicita un vot pentru guvern, pentru că nu putem să-l tăiem în felii. Iar eu sunt convins, nu pot să anticipez, dar sunt convins în urma discuțiilor pe care le-am avut și ieri și astăzi, am discutat cu marea majoritate a colegilor mei
din Comitetul Executiv Național că există voința politică pentru a sprijini Guvernul României, condus de mine ca prim-ministru, în această formulă. Așa încât exclud, ca să fiu sincer, exclud varianta de a primi un vot împotriva acestui guvern. Dar vă precizez, ceea ce le-am precizat de la, deja colegilor mei, ideea de feliere nu se împacă cu ceea ce eu am propus. Totul are un sens și o coerență. Nu poți să scoți piese din ceea ce am făcut, pentru că fiecare are... V-am explicat rolul, de exemplu, al domnului Corlățean sau al domnului Orban. Mai e o întrebare și mă duc. Nu știu, eu nu știu pe nimeni nemulțumit. Dacă dumneavoastră știți pe cineva nemulțumit, mâine avem comitet executiv. Vă rog. Vă rog. Nu, repet, era normal ca domnia sa să nu afle de la televizor și cred că am procedat corect. Andy Manciu de la TV. Vă rog. Vreau să vă întreb în ceea ce privește pe domnul Georgescu și pe domnul Rus. Ei vor face parte din acest guvern doar în aceste 6 luni. Au acceptat și n-au acceptat ușor această solicitare a mea. Da. Iar domnul Florin Georgescu va fi timp de 6 luni, sau mă rog, până la alegeri, va fi suspendat din funcția de prim viceguvernator, urmând să se întoarcă la Banca Națională a României după alegeri. Spuneați de domnul Dragnea că a refuzat să facă parte din acest guvern. Nu a refuzat. Am avut această discuție pentru că prima mea propunere era către domnia sa. Tocmai pentru că se ocupă de coordonarea campaniei. Este chiar șeful de campanie. Al USL. Vreau să ne întreb pe domnul Antonescu dacă în cazul domnului Temi nu este vorba de același lucru. Domnul Helbig, care este și rămâne secretar general al Partidului Național Liberal, era într-adevăr până în acest moment șeful campaniei pentru alegerile locale din partea Partidului Național Liberal. Pentru că intră în guvernul Ponta, la reuniunea de mâine, conducerea campaniei electorale va fi preluată, cred, de domnul Dan Motreanu, pe care eu îl voi propune. Și pentru că tot am vorbit de reuniunea de mâine, legând cumva cu o întrebare anterioară, și din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, nu au cum să fie probleme mâine la acest vot, pentru bunul motiv că, excepție făcând o singură persoană, toți cei care se regăsesc propuși ca miniștri, făcut parte din acel așa numit guvern din umbră pe care Partidul Național Liberal l-a publicat chiar când nu exista Uniunea Social Liberală în anul 2010. Reamintesc acest lucru pentru a arăta încă o dată că facem lucruri serioase și că ne ținem de cuvânt, pentru că puțină lume a luat în serios la vremea respectivă faptul că miniștrii anunțați de Partidul Național Liberal chiar vor fi propuși când vom ajunge la guvernare cu adevărat. Persoana care face excepție este un tânăr și strălucit, în opinia mea, economist, domnul Lucian Isar, pe care însă sper, așa cum am găsit toată deschiderea propunându-l primului ministru, să îl trec prin votul Partidului Național Liberal, chiar dacă, nota bene, domnia sa nu este membru al Partidului Național Liberal. Bun. Repet, o să vedeți pe listă, dacă nu greșesc, domnul Vasile Cepoi, domnul Liviu Marian Pop, domnul Victor Alistar și, de altfel, evident, domnul Florin Georgescu a fost, dar nu mai e. Nu sunt membri de partid, sunt tehnocrați, asumați politic de către PSD, în cazul de față. Dacă vă uitați, o să vedeți că sunt 11 și 11 susținuți și de Alianța de Centru-Dreapta și de PSD, dar, repet, nu am solicitat celor pe care i-am menționat, dacă am uitat pe cineva, o să vă spun imediat, nu am solicitat și nu voi solicita înscrierea lor în partid. Asta e opțiune care le aparține și o vom discuta la momentul respectiv. Răspund la toată lumea, vă rog doar să mă întrebați pe rând, ca să erați de mult, dar stând în spate, aveți totdeauna acest dezavantaj. Vă rog. Astă seară îmi prezint propunerile de miniștri. De mâine dimineață, după votul din cadrul structurilor noastre politice,
toți cei validați trebuie să înceapă să scrie la programul de guvernare. De altfel, mâine la ora 17 voi avea o primă ședință aici, la USL, cu toți membrii cabinetului și, de asemenea, cei care au portofolii afectate de scrisoarea de intenție cu FMI, sub coordonarea vicepremierului Florin Georgescu, vor începe deja discuțiile tehnice cu cei de la FMI și Comisia Europeană. Din punctul de vedere al calendarului, vineri dimineață trebuie să transmit, s-a discutat cu cei doi președinți ai Senatului și ai Camerei Deputaților, vineri dimineață trebuie să trimit lista guvernului și programul de guvernare pentru ca birourile permanente să convoace pentru luni comisiile de specialitate și plenul Parlamentului. Vă rog. Pe ce voturi vă bazați? La dumneavoastră era aia cu 5, din care nu-i niciunul, așa că vă rog. Nu este de... Nu, nu, zic nu la dumneavoastră. Vă rog. Pe ce voturi vă bazați în Parlament? Nu aveți întrebări de înregistrare și o arată și matematica parlamentară. Și dacă veți conta pe voturile UNPR și UDMR și dacă sunteți dispuși să acceptați condițiile pe care cele două formațiunile le pun pentru a... Repet, în acest moment, Uniunea Social-Liberală, după ultimele înscrieri de astăzi, are 229 de parlamentari. Majoritatea constituțională este de 231, o cunoașteți foarte bine de la discuțiile la moțiune. Alături de cei 229 sunt și parlamentari independenți care m-au anunțat că vor susține guvernul. În plus, am stabilită pentru mâine la ora 13 la Parlament o întâlnire cu reprezentanții grupului minorităților naționale și am intenția de a propune celor 17 parlamentari din grupul minorităților naționale un acord de colaborare cu guvernul. La ora 14 voi avea întâlnire cu grupul parlamentar al UNPR. Nu pot să vă spun în acest moment ce anume vom susține și ce nu sau care vor fi condițiile acceptate. Cu PDL, repet, nu vom avea întâlniri pentru că lucrurile sunt foarte clare. Cu DMR urmează să vedem și să discutăm, nu am stabilit încă nimic. Aceasta este susținerea din acest moment. Sigur, din calcul matematic, 229 plus independenți plus 17, teoretic există o majoritate suficientă pentru a merge mai departe, dar nu contest faptul că îmi doresc ca noul guvern să aibă realmente stabilitate în Parlament. Vă rog să vă gândiți că un guvern fragil, așa cum a fost inițial guvernul Boc și mai ales guvernul Ungureanu, iată, a fost de multe ori handicapat de lipsa unui suport clar în Parlament și atunci, evident, că îmi doresc o majoritate clară, asumată și confortabilă. Confortabilă în sensul de număr, nu neapărat ca atitudine. Da, n-am, nu e treaba guvernului chestia asta, asta e treaba Parlamentului. Și eu, repet, nu vreau să conduc un guvern care să conducă Parlamentul. Invers, este normal. Și Parlamentul decide în privința guvernului și nu invers. Ați făcut de două ori referire la grupul parlamentar UNPR. Vreau să vă întreb, în acest moment considerați că este un grup parlamentar? Sau în acest moment... Poziția? Am reevaluat, da. Vedeți cum termenele fac istorie. În acest moment sunt prim-ministru desemnat. Și am obligația de a discuta cu grupurile parlamentare. Sigur, cele care doresc să discute cu primul ministru desemnat. A existat intenția din partea celor de la UNPR de a discuta și da, voi participa mâine la o asemenea întâlnire. Era, iertați-mă, numai un pic, să, vă rog, vă mulțumesc. Normal, era logic. Vă rog. Mai apăreți? Mai apăreți? Evenimentul, nu dumneavoastră personal. Vreau să vă întreb, dacă în ultima perioadă ați tot cum așa pe ideea că n-a trebuit să existe niciun membru al guvernului ungureanu, niciun membru din Cașa, Domnului Băsescu, nici eventual niciun tehnocrat de domnul Crătoiu sau domnul Orban, nu pe listele PNL. Cum vă bucați acum cu numirea domnului Orban la Partidul European? Este o seară frumoasă și toți am vorbit frumos. Și dumneavoastră mă faceți acum să folosesc din nou termeni duri.
desigur nu la adresa publicației dumneavoastră, ci să mă autocitez. Am spus limpede, în acest guvern nu se va regăsi nimeni din gașca lui Băsescu. Nu toți oamenii care au lucrat, de pildă Leonard Orban, pot fi calificați de oameni din gașca lui Băsescu. Diferența între domnul ministru Predoiu și domnul ministru Orban din acest punct de vedere, cred că nu vă scapă, mai ales dumneavoastră și cititorilor dumneavoastră, adică eu, Mircea Badea și vreo 2-3. Nu ne scapă, cititorilor dumneavoastră. Bun, stați un pic. Eu am spus că este normal ca acest cabinet să vină cu proprii săi oameni. Domnul prim-ministru desemnat a împărtășit din capul locului o asemenea viziune. Presupusa discuție sau tensiune dintre noi pe acest subiect nu a existat, iar explicația pentru prezența domnului Leonard Orban, care, vă reamintesc, nu s-a născut pe timpul lui Traian Băsescu, e un om care a fost secretar de stat în vremea guvernării Convenției Democratice deja, care a lucrat la integrarea europeană împreună sau sub conducerea domnului ministru pe atunci Vasile Pușcaș, cred, în perioada 2000-2004, care a fost comisar european propus de premierul Tăriceanu. Prezența domnului Leonard Orban a fost explicată foarte precis și foarte clar de către premierul desemnat, anume domnul Victor Ponta, dacă ați aflat această știre îmbucurătoare. Vă rog. Da, știu că domnul Alistar la un moment dat a fost acuzat de așa ceva și decizia justiției a fost că acuzația era neîntemeiată. Asta dar nu are. Dacă justiția a decis așa, eu cred că justiția a decis bine și evident o persoană cu o experiență clară, domnul Alistar, evident nu va mai fi coordonatorul Transparency International pentru că e într-o incompatibilitate. Însă domnia sa, la momentul la care am făcut propunerea, sper să nu fie un secret, s-a consultat cu colegii din conducerea Transparency International și ca tehnocrat care să răspundă de un program de creștere a transparenței și a integrității actului de guvernare, un lucru pe care eu îl consider esențial, a acceptat și va face parte din acest guvern. Un singur vicepremier care are și portofoliu, domnul Florin Georgescu. Vă explic imediat de ce am considerat necesară cumularea funcției de viceprim-ministru cu cea de ministru de finanțe, deoarece domnul Florin Georgescu va avea extrem, extrem de dificilă sarcină de a coordona nu doar Ministerul de Finanțe pe care îl conduce direct, ci și celelalte ministere, începând în primul rând cu Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii, care au obligații asumate prin acordurile pe care România le-a semnat cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană. Practic, prin funcția de viceprim-ministru, domnul Florin Georgescu are și autoritatea necesară de a coordona celelalte ministere în discuțiile pe care le avem cu FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială. Este indiscutabil cea mai dificilă sarcină din acest guvern și mă bucur că un om atât de experimentat și un om care provine exact, a fost ministru de finanțe, este prim viceguvernator al Băncii Naționale și este și un om care a fost în partidul nostru foarte apreciat. Mă bucur că a acceptat, vă spun sincer, cu greu, cu foarte mult dificultate, această sarcină care este cea mai dificilă în următoarele 6 luni. Vă rog. Da, nu o să-i precizez. Eu, Cristoiu. Domnilor președinți, dacă dumneavoastră considerați că organizațiile de femeie ale PSD și PNL sunt cuvinte de reprezentativitate a oamenilor? Păi, având în vedere, cel puțin la PSD, așa că președinta organizației de femeie este ministru, sigur, dacă mă întrebați pe mine, nu sunt mulțumit doar de 3 ministre în cabinet. Și evident că îmi doresc din luna noiembrie să avem o reprezentare mult mai echilibrată. Era momentul, după cum veți remarca,
doamna Mariana Câmpeanu, doamna Rovana Plumb și doamna Corina Dumitrescu sunt persoane cu o mare experiență administrativă, au lucrat toate trei în diverse perioade și în diverse funcții, au condus structuri guvernamentale și acest criteriu a fost decisiv în decizia, în propunerea mea. Critica dumneavoastră este întemeiată. Nu, mă gândeam deja. E întemeiată și mi-o asum și o să fac tot ce pot să îmbunătățesc această proporție. Oricum, orice apreciere despre mulțumirea femeilor este riscantă, tinele domn. Care dintre măsurile o, nu, asta am încercat să vă explic. Nu pot să vorbesc înainte ca miniștrii să înceapă să scrie la programul de guvernare. Programul de guvernare, mă normal, vineri dimineață trebuie finalizat și prezentat Parlamentului. Țineți cont de faptul că toată ziua de joi vor avea loc întâlniri între miniștrii desemnați și întâlniri tehnice și delegația FMI, Comisia Europeană, Banca Mondială, pentru că nu vreau să pun în program decât lucruri pe care chiar o să le și facem, nu promisiuni de care nu ne ținem. Vă rog. Da, domnul Dădăcuș, vă rog. Secretar general al guvernului? Nu e membru al guvernului, va fi un funcționar. Un alt, cel mai înalt funcționar. B-am luat. Dar nu e cazul să vă anunț acum, deoarece nu este membru al guvernului și, după cum știți, nu e nici deputat, senator, pentru că funcțiile sunt incompatibile. Și nu e domnul Predoiu. Dacă a stabilit până în momentul de față algoritmul politic pentru numirea secretarilor de stat și când aveți de gând să finalizați numirea lor? Nu, algoritmul, nu există algoritm. Există acordul USL, care vorbește de paritatea reprezentării în funcțiile politice. Repet, funcțiile politice sunt cele de miniștri secretari de stat. Nu n-am discutat și nici nu discutăm de așa ceva până marți, pentru că nu vreau să vorbim de pielea ursului din pădure. Deocamdată, luni cerem votul de încredere al Parlamentului. Dacă îl avem, probabil că luni seară vom depune jurământul și atunci marți, pe aceleași criterii pe care le-am avut în vedere la miniștri, experiență, competență, integritate, corectitudine, vom avea și secretarii de stat pe principiu prevăzut în acordul de formare a USL, parității între PSD și Alianța de Centru-Dreapta. Și ultima întrebare, tot tehnică, este greu să. În statutul partidului pe care eu îl conduc, vă aflați într-o mică eroare. Nu, nu există așa ceva. Negocierile de mâine, grupurile, minorităților, UNPR, da. UNMR, veți fi dispus să cedați anumite funcții de secretar de stat? Nu, dar nu ne-a cerut, nu vreau să fiu foarte corect, nu ne-a cerut nimeni așa ceva. Eu am avut discuții telefonice cu liderii celor trei grupuri și nu, nici nu ne-a cerut nimeni așa ceva. Nu vreau să înțelegeți că ne-au cerut și am refuzat. Nici vorba de așa ceva, nu s-a pus problema. Vă mulțumesc mult de tot. Ne vedem mâine. La guvernare. Nu. Noi.